dimineața și bine ați venit la lucrările ședinții ordinare din data 29 noiembrie, convocată prin dispoziția primarului numărul 250 din 22 noiembrie. Ședința este legal constituită. Suntem în prezența majorității consilierilor locali. Cu acolo și domnul Tăslăuanu, că prima dată am auzit că sunt voie, dar o depășit și o apucat la ședință. Suntem 11 din 11. Prima dată aș vrea să supun spre aprobare procesul verbal al ședinții extraordinare din 13 noiembrie 2023. V-am pus dosarul pe masă să-l studiați. Dacă sunteți de acord cu forma prezentată a procesului verbal, mulțumesc frumos să-ți dau cuvântul domnului președinte de ședință să vă prezint în ordinea mașii spre aprobare și dezbaterea lucrurilor. Mulțumesc, domnul secretar. Dacă îmi permiteți, o să vă prezint ordinea de zi. La primul proiect avem hotărâre privind decontarea călătoriei pe mijloacele de transport ale cadrelor didactice pentru luna octombrie. 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2023. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general și al indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinația de unități de învățământ. 4. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Stuttgart, începând cu 2024. 5. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea inventarului domeniului public al Comunei Stuttgart. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor și impozitelor locale pe anul 2024. 7. Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor de transport de la domiciliu la serviciu pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul primăriei Comunei Stuttgart. 8. Întrebări, interpelări diverse. Dacă mai avem o suplimentare la ordinea de zi, vă rog să... Aș veni eu cu o suplimentare privind, cu un proiect de hotărâre privind înființarea capacității de producție a energiei electrice pentru consum propriu din surse regenerabile în Comuna Stuttgart de sub Bacău. Este vorba de aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru parcul la fotovoltaic de care am vorbit și în ședința de data trecută. Dacă nu mai sunt alte propuneri, o să spunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? 19, mulțumim. Stau cu votul domnului primar să ne prezentăm pe proiectele la ordinea de zi. Primul punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea decontării contravaloarii călătoriei pe mijloacele de transport ale personalului didactic de la școala gimnazială Stuttgart pe luna octombrie 2023. La articolul 1 se propune aprobarea decontării în sumă de 2.953 lei. Dacă avem discuții, dacă nu... Punctul 2 pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2023. Așa cum am discutat în prealabil, la articolul 1 propun rectificarea bugetului local după cum urmează, la credite, astfel, sume defalcate din TVA 68.000, subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzire de lemne, un plus de 337.000. Este vorba de acele sume care s-au solicitat de cetățeni privind ajutorul de încălzire. La capitolul 4.3, subvenții primite la administrația centrală pentru finanțarea unor activități. La venituri proprii 155.000, la cheltuieli materiale 29.000, la ordine publică mergem cu minus 9.000 de lei, la învățământ burse un minus de 78.000 de lei, la investiții un minus de 5.000 de lei, la
la asistență socială salarii 55.000 de lei, la ajutor social 346.000 de lei, deci vorba de acel, aici suma este cu prioritate a celor care au fost pentru ajutor de încălzire, la protecția mediului 20.000, la protecția mediului stimulent pentru casarea vehiculelor. Este vorba că noi am primit acea sumă de bani. Noi ne-am propus un total de 50, dar de la mediu ne-a venit suma de 2400 de fapt pentru fiecare vehicul în parte, urmând ca 600 de lei să punem noi din fondurile proprii ca să asigurăm, 10 tichete. Să asigurăm acele noi 10 tichete. Am aplicat pentru 50, am avut 10 cereri și acele 10 cereri vor fi onorate. 24 de lei din contul fondului de mediu și diferența din bugetul local. Deci, la nivelul nostru, am avut doar 10 cereri depuse. Ei ne-au virat banii pentru acele 10 cereri în sumă de 24.000 de lei. Diferența până la 30.000 de lei o punem noi din fondurile noastre. Ar veni câte 600 de lei pentru fiecare vehicul Rabla. Dar asta rămâne definitiv. Că... termen de punere de 10 tichete sau valorificarea cu mâna scurată. Discuții pe marginea... Aici, dacă sunt discuțiile, am discutat, dacă aveți observații. Dacă nu, supunem la vot. La punctul 3 pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea divizului general al indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinația unități de învățământ. Aici este vorba de devizul general de aprobare cu indicatorii tehnici într-o valoare de 2753.855 ca sume vechi, dacă vorbim de valori vechi, 27 de miliarde de lei. Dacă nu avem discuții, vă invit să punem la vot. Cine este pentru? La punctul 4, proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și contractuali din cadrul aparatului de specialitate a primarului, începând cu 1.1.2024. Domnul secretar v-a explicat care a fost principiul vis-a-vis de acele praguri, ca să le spun așa, privind salariul minim de economie. Și pentru care noi am mers și am stabilit prin proiectul de hotărâre ca acele salarii să fie stabilite în funcție de salariul minim de economie de 3.300 de lei. De 3.300 de lei, da. Începem cu 1 ianuarie. Începem cu 1 ianuarie 2024. Discuții la proiectul cu următoarea, dacă avem. Acum, punctul 6, un proiect de hotărâre privind stabilirea impozitului și taxelor locale, precum și a taxelor speciale. Dacă v-ați uitat pe nivelul stabilit pentru impozite și taxe, noi nu am făcut altceva decât am majorat acele taxe și impozite cu indicele de inflație și, așa cum v-a prezentat pe comisiei, s-au stabilit niște taxe și impozite speciale, dacă le numim așa. Pentru eliberarea unor documente. Dacă dumneavoastră aveți amendamente de depus la, la acest proiect de hotărâre, vă rog. Domnul amendamentul care de la 5.26 sau cum e trecut la MSP-ii zicilei pentru persoane care transportă lemn de raza comunei scurbani. Și tot ce este transport greu. Lemnul e, adică greutatea
adică în funcție de metrul cub care îl transportă de domnul, să fie 5-6. Dacă plătește o vinietă, face un o altă problemă. Și doamna, și doamna are dreptate. Deci, de exemplu, pe drumul de la Fercica la Sugari, s-o rupt foarte, foarte mult datorită greutăților mari de mașini. Nu știu ce s-o trebuie pe acolo. Șupiniaz. Deci s-o rupt drumul foarte tare. Adică asta s-o rupt și pentru că nu s-au făcut reparațiile la 5 ani. Deci s-au făcut șoseaua, s-au luat bani, s-au plecat. Și nu au trebuit să facă reparațiile, nu mai făcut. Deci eu am fost, eram chiar atunci eram consilier și s-a pus problema. Mai avea o leagă, îndeplineau 5 ani. Și s-au lansat. În afară de amendamentul domnului Hangam, era 6 ani. Eu aș mai avea un amendament ca toate, tot ce s-a trecut în proiectul ăla să fie la jumătate. Deci, totuși, adică la taxe nu putem, la indicele de inflație nu avem ce deci, face. Deci la indicele de inflație... La eliberarea de documente din articul... La eliberarea de documente cred eu că e suficient. Să nu se rând la 10 lei pe adevărință, să fie 5 lei. Pentru că în început, la anul se vor, se vor majora, la fel, noi acum se bagă o taxare pentru niște chestii pe care de la anul vor fi indexate cu 10 de inflație. Adică automat, dacă am propus 10 lei, să fie 5 lei. Dacă am propus 100 de lei, să fie 50 de lei. Adică s-a acoperit donorul, s-a acoperit hârtia. Asta e și scopul care a fost. Da, pentru că Guvernul României a spus că nu mai dă niciun leu pentru hârtie, pentru donor, pentru tot ce înseamnă. Dar și Guvernul României este principalul factor de inflație care mi-a adus în situația asta. Adică... Deci noi acum am să spunem la... Statul este principalul... Principalul inflaționist. Să nu arunci funcționarul nicio hârtie, să o folosească ciorbe. Orice lucru pe care îi scrii și după aceea greșești. Poți să-l folosești de spate, să faci ciorbe, să-ți faci anumite calcule și nu mai faci niciun fel de risipă. Da, absolut. E o problemă. Da. Eu acum n-am un top de hârtie în Europa. Da. Deci acum, eu așa aș zice, eu zic că jumătate ceea ce ați propus dumneavoastră, zic că ar acoperi donării. Da. Excepție face... Excepție ar fi... Ce ar fi tot cu 10 lei tonă. Mi-e propus, ce e propus. O să supunem la vot amendamentele propuse de domnul Hanganu, referitoare la proiectul taxele și impozitele. Cine este primul? La primul proiect, la primul amendament. Deci, sunteți de acord, la 5,69 să fie 10 lei pe metru cub, pentru orice metru cub transportat, din rază de nostru. Categoric. Al doilea amendament, vă rog, domnul consilier. Cine este pentru? În jumătate. Pentru jumătate, da? Ok, mulțumim. Înseamnă că o fost justificată. Dacă toți consilierii au aprobat amendamentul depus de domnul. Domnule. Deci o să modificăm în proiectul de hotărâre care va deveni hotărâri cu 10 lei la metru cub și tot ce taxe specială unde am poate să regăsească în hotărârea definitivă la jumătate, la 50%. La taxa de zero 50 de. Da, da. Zero, acolo nu poți să vă pun 0,25, dar am înțeles. Bine că ați făcut mențiune. Da. Sunt în proședință. Revin la proiectul numărul 5, proiect de hotărâre prin... Deci să spre aprobare. Deci acum... Totalitate, spune în totalitate proiectul, te rog. Vis-a-vis. Da, vis-a-vis. Mulțumesc. Aprobare cu documente. Cu două amendamente, aprobăm proiectul prin taxele și impozitele. Suntem de acord? Da. A revedere la punctul 5 pe ordinea de zi, proiect de hotărâre prin modificare și completare a inventarului bunurilor aparținând domeniului public al Comunei Strugari, care de altfel a fost aprobat prin HCL-ul 19/99. Bineînțeles, asta vorbim de domeniul public inițial 19/99, la care noi am făcut evaluare, dar ne referim strict la coloana 6, da? Așa, la 224, fondul de clasificare 162, la partea funcțială care aparține, de fapt, școlii, 60.241, ca suma
fără de investiții implementate, au crescut doar la școli, cu teren, clădiri și fotovoltaice, ce erau unii mai mulți. Dacă sunteți de acord sau dacă avem de completat, aș vrea. Mulțumesc. La punctul 7, proiect de hotărâre prin decontare cheltuielilor de transport de la domiciliu la serviciu pentru funcționarii publici, precum și a personalului contractual din cadrul primăriei Comunei Stugari. La articolul 1 am propus, prin proiectul de hotărâre, să acordăm, începând cu 1.1.2024, facilitatea ca personal angajat în cadrul OAT Stugari, și care constă în decontare de la bugetul local a cheltuielilor de transport din localitățile de domiciliu la serviciu și retur, atât pentru funcționarii publici cât și personal contractual, care domiciliază pe raza altor localități din afara ariei teritoriale a Comunei Stugari. Decontările se vor realiza în baza documentației justificative care face parte din hotărârea prezentă, pe anexa 1, decontarea cheltuielilor de transport se face proporțional cu perioada de activitate din cadrul unei luni calendaristice pe baza contajului lunar. Nu se realizează pe durata concediilor de odihnă sau suspendării contractului de muncă sau a raporturilor de serviciu ale beneficiarilor. Domnul secretar v-a prezentat și o parte din regulament și rămâne să apreciați dacă da sau nu, dacă se fac aceste decontări. Domnilor consilieri, dacă sunt discuții... Aici nu sunt împotrivă să nu se dea indemnizația asta, dar se va deschide o cutie a Pandorei, să nu se trezească și alți angajați, să-ți facă domiciliu pe altă, pe altă rază a comunistă. În afară de comuna asta, vedeam ce să citi... Dacă era primarul avea de suspiciuni, va solicita efectuarea unei anchete, iar dacă în urma anchetelor persoanelor îndreptățite se constată că acea persoană vrea să eludeze acei bani, primarul aprobă sau nu aprobă cererea după caz. Păi, cum, tu zici că... Condiția în regulament era dacă nu are... Locuință pe raza... Prima condiție. Ca primă condiție. Și după aceea, dacă există o suspiciune, că cineva, de exemplu, din Strugari, și-ar face un buletin fictiv pe altă localitate, ca să vedem... Clar că noi, dar noi suntem o mână de oameni, nu am ști cine ar fi în situația asta, ci Dumnezeu. Nu vrem cu prostiile astea. Deci, măcar nu trebuie... La noi, la Strugari, v-am spus, sunt două cazuri mari și sunt fonduri și... Nu sunt împotrivă să nu se dea. Eu, personal. Mulțumim, domnul Bangaru, dacă nu era ceva să te discute. Dacă nu supunem la vot... Totuși vă numesc cât o să fie... Când e aproape numai 4-500 lei, situația la căului. Eu nu sunt orțel, nu știu, 200 de lei, abar n-am. Da, acoperim și... Ei, vă trebuie și urmă. La punctul 8 pe ordine de zi, proiect de hotărâre privind participarea Comunei Strugari la programul cheie surse regenerabile de energie și stocarea energiei din fondul pentru modernizarea aprobare pentru modernizarea aprobată în ordinul Ministrului Energiei și anume înființarea capacității de producție a energiei electrice pentru consum propriu din surse regenerabile în Comuna Strugari de Țibacu. Noi am discutat, deci avem în vedere, avem în proiectul de hotărâre la articolul 1 prin care propun spre aprobare participarea Comunei Strugari la programul cheie 1 și care la noi s-ar traduce sau investiția s-ar chema înființarea capacității de producție a energiei electrice pentru consum propriu. Se propune la articolul 2 spre aprobare studiul de fezabilitate întocmit de firma Direct Grup SRL prevăzut în anexa 1 la prezenta hotărâre.
Vreau, la articolul 3, se propune spre aprobare indicatorii tehnico-economice a investiției, conform devizului general, care, la un total general, fără TVA, investiția este de 1.000.000 de lei. Am avut o hotărâre. Da, trebuie să vă spun eu, noi ne mișcăm întotdeauna un pic mai repede, așa facem noi. Dar o dat Ministerul Energiei un ordin prin ministru, ulterior adoptării ședinții Consiliului Local. Și acum, fiind un alt ordin, sunt alte sume. Și o să abrogăm hotărârea anterioară și o lăsăm pe asta în vigoare. Ca să conform ordinului Ministrului Energiei. Adică dacă faceți voi aminte, cred că nu pe 13, cred că pe 3 noiembrie am avut o hotărâre privind parcul fotovoltaic. Și ce am făcut? Am luat ordinul ăsta Ministerului Energiei nou, am pus indicatorii care i-a trimis consultantul, abrogăm hotărârea aia și lăsăm valabile prevederile acestei hotărâri. Dacă mai avem de adăugat, discuții, domnilor consilieri. Dacă nu... Stai, cum este? Că se scrie, domnul Botezar. Oleanu, asfaltul la Vedergica, știți dumneavoastră prea bine, reparația nu s-a făcut și un început a degradat prea tare. Ba, dar când de cât se repare, știți că nu s-a făcut la 5 ani. Din ce în ce crapă mai tare, când se instalare, intră gheața, o umplă... Da, noi... Bun, se mai înscrie altcineva la urmă? Ați uitat un pic? Ședinți! Cum îi dați bani? Cum plătiți anumite lucrări? Dar foarte lenți, foarte obosiți, vine târziu, pleacă de vreme. S-au născut obosiți. Deci, nu știu. Angajați. Sincer? Eu în fiecare dimineață eu la ambulatorie. În fiecare dimineață. Și ce spune domnul? Și doar la pasă. Orice ați la tot. Deci. Noi împreună, eu împreună cu domnul Vici, am inventariat zonele astea. Singura modalitate de a veni, eu știu, nu constă într-o reparație, că reparația ar însemna niște costuri foarte mari. Am gândit că acele crăpături care au apărut pe toată zona, chiar și pe drumul județean, făcut anul ăsta, nu știu, datorită secetei, datorită mișcării terenului, nu știu care-i treaba, am văzut, nu numai aici, chiar și pe autostradă pe unde am fost, sau pe drumurile naționale pe unde am fost, au apărut niște crăpături și singura modalitate este ca să peticim aceste zone cu nisip, cu smoală, imediat ce vom putea și vor fi bani. O mini plombare. O să facem o mini plombare din fonduri proprii. Da, da. Că n-avem cum alte. Dacă vom veni discuția tot de drumuri, chiar astăzi semnăm și noi în sfârșit contractul cu drumul care pe Salini Penăsuiești, imediat ce astăzi vom semna contractul să mergem să achiziționăm proiectarea și ca în primăvară să dăm drumul la lucrări. Vis-a-vis de apă canal, eu, având în vedere că facem investiția asta pe Saline, parcă e bine că am terminat tot ce înseamnă cămine, pe canalizare și investiția o să facă fix, proiectarea o să facă fix după aceste cămine. Vreau să vă spun că noi, împreună cu domnul secretar, cu domnul vice, am depus o solicitare la CNI și pentru Nadișa de sus, în completare, așa cum am discutat, capitele astea de la 197, drumul principal și așa, și încă o propunere care am făcut-o tot la solicitarea asta,
drumul pe vale până la Mihalache Dumitru și ieșirea până la Hampa, care se începe în, în DC197, asta care vine cu Anghel Saligny. Trebuie să prelungim un pic. Anghel Saligny, prin CNI, se duce până la limita comuna Scorțeni, cât se poate. Și Cetățuia Dealul și Valea pe la școală până aici, iar ca să iasă. Ideea în felul următor, tot referitorul la treaba asta, v-am spus la dumneavoastră, deci Cetățuia are nevoie de mijloc de transport. Deci Cetățuia are nevoie de Măinești, Cetățuia are nevoie de Bacău, chiar dacă. Deci eu am mai intrat în polemică acum 3 ani de zile cu patronul de la Bacău, care face transport Bacău-Strugari, și chiar, bineînțeles, mă și înjurat, m-a făcut de toate felurile, către angajați. Deci ajungea, era atunci 11 lei de la Bacău la Strugari și 5 lei de la Strugari la Cetățuia. Adică era 50% din distanță, dar să fie, domn primar, să fie modic, adică aducă modic. În plus, în funcție de kilometri, așa, de coeficient, adică eu înțeleg de el că el este privat. Chiar la Avevul, în ziua aia, noi am fost pe treabă, chiar am făcut adrese la drumul, la Consiliul Județean, la transporturi publice. De prelungire. Am propus ca noul agent, operator, da? Care a câștigat licitația, spunea că de la 1 decembrie, dar am înțeles până la toată urma de la 1 ianuarie, el va veni și va pleca din Cetățuia. Deci capătul liniei de transport va fi sat Cetățuia. Nu o să mai fie Bacău Strugari, o să fie Bacău sat Cetățuia pe Bacău Strugari. Așa cum ar avea plan la vetra? Dar s-o rezolvat. Chiar reprezentantul Consiliului Județean. Dar n-are cum să urce prin Lăsuiești, domnule, nu face. Traseul este... Și chiar domnul antreprenor, domnul patron al firmei care a câștigat, a confirmat că nu este nicio problemă, va prelungi traseul până în sat Cetățuia. Una la mână, al doilea la mână, s-a făcut și propunerea ca noul operator, începând din ianuarie, să facă traseul Măinești-Răchitișul, da? Cu o prelungire de traseu. Da. Deci am făcut și chestia asta și... Da. Și am venit, și cu propunerea... Ambii operatori și Măinești și Pacău au venit în Cetățuia la capăt de linie. Nu trezim, adică... Sincer, oamenii au nevoie și spre Măinești pentru că... Noi am vorbit de Măinești. Da, da. Noi legați cu evidența populației, cu apia, cu una, cu alta, din Măinești. Avem nevoie și din Măinești, avem nevoie și din Bacău. Da, deci, orice prelungire de traseu se face și se analizează și la drumul național, de la drumul județenii, da? De la transportul public, adică Consiliul de Stean Transportul Public, oamenii au zis că se face prelungire de traseu. Și dacă se face prelungire de traseu, am propus să facă prelungire de traseu și pentru Răchitiș. Și am mers și pe ideea, dacă nu se poate zilnic, barem de două ori pe săptămână, pentru a vedea dacă este economic sau nu este. Dar noi ce am propus în principal, să înțelegeți, Consiliul Județean și Direcției Serviciului de Transport, da? O direcție de transport, da? Am propus ca capătul de traseu să nu mai fie sat Strugari, să fie sat Cetățuia. E clar că se subînțelege că e și pentru Bacău și pentru Moinești. Pentru că capătul să fie sat Cetățuia, să nu mai fie sat Strugari. Și e clar că e pentru amândoi operatorul. Acum o să fie chestia aia, cred, la operatorul privat, cu un leu, doi în plus, nu știu. Dar mai avem discuții? Dar nu cinci. Asta... Domnule consiliere? Deci, atunci am făcut greșit ori. Nu s-a insistat și era bine să... Când duceam la poartă la tine... Mă jura. Când duceam la poartă, nu poate da pastila. Bun. Dacă nu mai aveți discuții, declar discuții de președinței și vă mulțumesc de participare. Mulțumesc.